Neața lume și bine v-am găsit la seara din jocul ăsta. Da. Neața se zice dimineața, nu seara. Dar în fine, cui e pasă de lucrul ăsta? Nimănui nu-i pasă. Adică cine se uită la video? Și creeperul ăla acum a bubuit. Adică n-are niciun sens că eu eram înăuntru. Omg. Și eu mai știu cum era casa aici. Eu nici nu mai știu cum era casa. Bă, dar așa de simțire în jocul ăsta. Deci în alte jocuri nu e așa de simțire. Dar nu, spiritele jocului ăsta nu vor să filmeze. E posedat în jocul. Hai prima oară să omorâm pe Angel, nu? Punem scara aici. Fugim de creeper. Mă, pe bune. Deci, Anghinion. Nu mai dați în cap. Că știu că am ghinion. Și voi îmi dați în cap. Hai. Acolo bloc normal. Dar stai, mă, bă. Asta e nesimțire ce face jocul ăsta. Deci jocul ăsta e foarte nesimțit. Și nu am să repar astea off-camera și să zic să opresc filmarea acum, că nu... Nu, adică n-am de ce să mint. Știi? Adică mai bine vedeți voi ce greșeli fac eu aici. Cu toate că da, că mă enervează asta. Fie tu să fii. Așa decât să fac o camera și da. Nu, n-am chef eu să fac o camera chestii. Adică nu mi se pare cinstit față de voi. Deci asta e părerea mea. Mă rog, oricum n-avem ce să facem în noaptea asta. Mă curând am găsit ocupație și asta nu trebuia să fie aici. Hai să facem colțul ăsta. Și celălalt colț. Oricum
acum nici nu știu ce trebuia să facem în episodul ăsta, sau... De fapt, știam, dar am uitat. Gata, casa reparată. Aici trebuia să scândură de aia alta. Păi și mai avem de alea? Nu mai avem. Hai să mai facem una. Da. Și ar trebui să evit momentele astea de tăcere din joc, pentru că nu vă place să nu vorbesc. Bine, nu vă place nici să vorbesc, dar nici să nu vorbesc. Nu vor. Bă, dar și el s-a găsit cu pretenții acum. Mă rog, hai să umplem toată asta cu semințe. Nu. Ieșe ca creeper. What the? Ba, nu. Stone. Hamă. Te crezi șmecher, a? Vrei să vezi că o să mori? Deci, dacă nu mor tu... Ai văzut? Deci eu știu că sunt... că mă omoară ăștia. Uite că eu am omorât pe ei. Așa. Să punem și aici un morcov. Mâncăm niște mâncare. Mâncăm niște mâncare mai bună. Fugim către un schelet. Și ne întoarcem. Hai să mai omorâm din pe engine ca să avem atât să ne facem și noi pat. Am auzit un fâșit. Deci mai e unul. Ah, uite. Cât avem? 6? Cred că ne trebuie 12. Încă un băianj nu mai trebuie și ne-am făcut pat și noaptea stăm fără griji. Oricum eu toamna mă culc. Da. Din moment ce vara nu dorm, îți dai seama că toamna trebuie să mă culc. Hai să mai luminăm și noi un pic zona. Nu, de fapt, hai să continuăm nițe la ferma asta. Păi bun, ne trebuie niște dispensere. Și pentru a ne trebuie ață, pentru care ne trebuie... De fapt, pentru a ne trebuie arcuri, ne trebuie ață. Și... N-avem de unde. Da. Deci... Deci mai bine nu mă apucam de fermă, nu? Era mai bine. Așa și...
Găinile astea au crescut, bun, înseamnă că le mai pot mulți încă două, mă gândesc. Hai să zicem. Și ne trebuie resurse. Deci ce mai minăm și noi. Și ați observat că la casă lipsesc părțile alea. Eu acum am observat. Și lucrul ăsta trebuie reparat în ambele părți. Deci, da. Deci mai facem niște scări. 1, 2. Cred că două ajung. Dar nu putem fi niciodată siguri. Bine, decât dacă în măram eram sigur. Da, mi-ajung. Fix la fix. Și cine știe de unde e vorba asta, să dea și el un like. Ca să demonstreze că știe a cui e vorba. Da. Bun, asta e făcută. Păi bun. Hai totuși că laminat. Că suntem săraci, suntem lipiți, n-avem nimic. Sunt așa amărâți că naiba. Că și amărâți zic că suntem amărâți. Dar nu suntem sclavi. Suntem amărâți, nu sclavi. Asta se știe. Așa, uite, acum avem tenecop de ăsta, putem să spargem aurul. Și cred că ați observat că asta, seria Minecraft Calculator, e preferata mea. Și da, chiar puteți să lăsați în secțiunea de comentarii care e seria voastră preferată după acest canal. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bun. Acum să spargem restul. Fierul. Și da, știu că am încălcat regula de aur în jocul ăsta. Dacă nu știți care e regula de aur, regula de aur e să nu minezi niciodată drept în jos. Și știu că am încălcat-o. Și dacă își spuse ceva video să mai zic că îmi pare rău. Și da, să redevenim serioși. Că oricum, eu aproape nu fac nimic în video pentru că mă bube doi creeperi, îmi mor trei găini și n-am ce să fac. Și da, sper că nu vă enervează lucrul ăsta. Că într-adevăr, este cam enervant că mă bubuie doi creeper și n-am timp să fac nimic. Știu lucrul ăsta și chiar nu știu de ce am așa ghinion. Nu știu, adică eu n-am emoții în video, dar nu știu, parcă e o chestie așa. În video am ghinion, dar nu știu de ce că... Deci...
Nu știu, chiar nu pot să-mi explic. Că mie nu mi-e frică în videouri. Adică n-am emoții, dar nu știu care-i șmecheria. Ce abar n-am. Nu pot să-mi dau seama. Dar mă enervează prea rău scheletele ăla. Păi în lateral se pare că nu-i. Asta înseamnă că probabil e sus. Sus nu e, probabil e jos. La valoarea noastră am ajuns să spargem cu târna copul de lemn. Și da, e o chestie nu tocmai bună. Dau seama de unde vine sunetul, poate de aici? Mă rog, asta vom afla în episodul următor.